Tinerii se uită în prezent de aproape 7 ori mai puțin la televizor decât persoanele de peste 65 de ani, potrivit unui raport al Autorității de Reglementare Ofcom citat de BBC. Mai exact, tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani petrec doar 53 de minute pe zi uitându-se la televizor, ceea ce reprezintă o scădere de 2/3 în ultimii 10 ani. În același timp, cei cu vârsta de 65 de ani și peste petrec în medie puțin sub 6 ore pe zi uitându-se la televizor. Această diferență între generații în ceea ce privește obiceiurile de vizionare este mai mare ca niciodată. Decalajul utilizării alternativelor la televiziune, cum ar fi serviciile de streaming și videoclipurile de scurt metraj, sunt o cauză importantă a acestui fenomen. În raportul său, Ofcom a precizat că aproximativ una din 5 locuințe din Marea Britanie are acces la toate cele 3 mari servicii de streaming, Netflix, Disney Plus și Amazon Prime. Ofcom a constatat de asemenea că, în general, numărul de locuințe abonate la cel puțin un serviciu de streaming a scăzut cu 350.000. Acesta a dat vina pe presiunea asupra bugetelor gospodăriilor ca urmare a creșterii costului vieții. Radiodifuzorii tradiționali se confruntă cu o concurență dură din partea platformelor de streaming online, dar televiziunea este încă locul unde oamenii merg pentru marile evenimente care reunesc națiunea, cum ar fi finala Euro sau sărbătorirea jubileului. Între timp, o treime dintre adulții din Marea Britanie urmăresc videoclipuri de scurtă durată sau videoclipuri cu o durată mai mică de 10 minute, iar 65% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani le urmăresc zilnic. Această cifră este mult mai mare pentru publicul tânăr. 93% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, vizionând zilnic videoclipuri de scurtă durată de pe YouTube, 90% pe Instagram și 73% pe TikTok.